Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit din nou pe canalul de YouTube Neo Adventure România. Sunt Berti Ciotilo. Cine urmărește canalul, cine m-a urmărit de 4 ani, știe că am două expediții grandioase în Siberia. Am fost la Vladivostok cu Dacia Logan și după un an de zile la Polul Frigului, la Oymyakon. Foarte mulți urmăritorii mei aici pe canal au văzut filmulețele, am peste 50 de episoade. Cine este nou pe canal, puteți să vedeți aici, pe Neo Adventure România, toate episoadele. Am făcut foarte multe prieteni, am legat foarte multe prietenii. Am foarte mulți prieteni în Siberia, în Federația Rusă. Cum nu fac politică, absolut nici nu mă interesează, țin legătura cu ei. Și mulți dintre voi ați întrebat ce mai fac prietenii tăi, Otilo, ce mai fac prietenii tăi în Rusia. Așa că mă bucur că Răzvan a acceptat interviu cu mine. Răzvan stă de 13 ani în Federația Rusă, dar o să las să spună el de când este acolo, de ce a ajuns acolo și evident în interviu ce urmează vom trece și la întrebările. Nu știu dacă o să fie puțin neplăcute pentru el, chiar am pregătit niște întrebări, zic, interesante și sper că va răspunde cum se trăiește acum sub bombardamentul sancțiunilor, cum simte el afacerea, se simte amenințat afacerea, dacă se găsesc produse din vest, mă gândesc aici la Adidas, la Nike, la Toyota. O să pun toate astea întrebările în următoarele minute, nu știu cât va ține interviu, o să dezbatem acest subiect. Vom avea acest interviu pe Skype. Sper că o să avem legătură bună, dar o să spune și o să răspundă și la întrebarea cum e internetul acum, dacă este cenzurat. Așa că urmează interviu cu Răzvan. O să-l sun acum pe Skype. Salut, Răzvan, cum ești? Salut, tati. Cum să fiu? Sunt bine, mulțumesc. La birou. Câte grade sunt la voi acum? Dimineața au fost minus 10, acum sunt minus 6 și soare. E mișto. Și super la voi la fel, vreme. Deci avem același climă. Eu am făcut deja o introducere că cine ești tu, de unde ne cunoaștem. Uh-huh. Uite, chiar vreau să te întreb și nu am dezbătut nici noi niciodată această întrebare. Spune-mi, te rog, de cât trăiește Rusia? De cât timp? Din 2010, deci de 13 ani. 13 ani. Ai și cetățenia rusă? Da, am obținut cetățenia rusă în 2020. Până în 2020 nu a fost permisă dubla cetățenie. Trebuia să renunț la cea română și nu am vrut. Am locuit pe permis de ședere până în 2020. Și cum în 2020, în august, a dat legea că este permisă dublă cetățenie, atunci am obținut. Deci ai, cum se spune rusă, stai, gazdanstvu sau dublă cetățenie? ceva cu gazdanstva sau nu știu. Da, dvainoi gazdanstva. Nu știam bine că... Ok, și eu chiar sunt curios și probabil că și prietenii noștri, cine urmăresc aici pe YouTube, sunt foarte curioși. De ce ai ales Rusia? Că puteai să mergi în Germania, puteai să mergi în Statele Unite, da, Australia. Bună întrebare, mulți mă întreabă de ce în est când toți vor în vest. Păi, așa, inima, și eu sunt curios. Da, inima, alegi cu inima, da? Când te îndrăgostești poți să fii și pe o insulă. Da? Soția mea e cetățean al Rusiei. A, deci tu stai bine, rusoaicele da, sunt... Știu că rusoaicele sunt frumoase, da, toți știm că rusoaicele sunt frumoase, uite. Că și nu s-a gândit soția ta să se mute în România? Ba da, dar birocrația din România foarte, cum știm toți, foarte, foarte mare și am hotărât să rămânem aici din cauza părinților ei, sunt în vârstă și să nu-i lăsăm ei singură la părinți și... Din cauza asta am decis să rămânem în Rusia. Cât de scumpă este viața în Rusia? Că eu am străbătut toată Rusia și am văzut foarte multe diferențe între vestul Rusiei și estul Rusiei. Tu stai în vestul Rusiei. Cât de scumpă este viața față de România? Că este și în România,
poți să ai o comparație în termen. Întrebarea nu este la, atât de binevenită, pentru că pentru tine poate să fie scumpă sau ieftină pentru mine, în funcție de venitul care l-ai. Acum vorbim de un salariu mediu, ca și în România, da, că știi, salariul mediu în România și salariu... Salariul mediu... Care ar fi și următoarea întrebare și da, putem să dezbatem care este salariul mediu. Hai să, să cumulăm aceste două întrebări și aflăm un răspuns. Salariul mediu în regiunea în care locuiesc eu este între 500 și 600 de euro. Asta e mediu, nu minim. Deci... Asta e mediu. Minimum în... În Rusia, stai să mă uit exact, îți spun la astăzi, salariul minim din Rusia. 200 de euro. 200 de euro. Da. Și este cine, este, sunt cine câștigă, dar salariul minim, deci lucrează nu știu unde, curăță strada sau... Nu cred. Nu. Nu cred. Salariul minim poate să lucreze cineva dacă... Să lucrezi în ture, o zi da, trei nu, ceva de genul. Dar să fii zilnic la muncă, nu găsești pe nimeni cu banii ăștia. Deci în zona voastră se câștigă salariul mediu undeva la 600 de euro? 500-600, dar eu plătesc angajații mei cu suma asta. Și poate să trăiască din banii ăștia, dacă n-are venit suplimentar. Da, e ok, poate să-și facă și un credit pentru mașină sau pentru ceva... Și trebuie. Hai să spun prețurile care sunt acum. Da, da, te rog. Da, da. Deci, astea, produsele elementare, da, pâinea costă de la 17 ruble în sus. Un euro astăzi costă undeva la 74 de ruble. Deci faceți voi calcul. Da. Da. Pâinea 17 ruble, kilogramul de pui întreg 180 de ruble. Deci undeva la 3 euro, nu? Nu, 2 da. euro jumate. 2 euro și un pic. 2 euro și puțin, da. O sticlă de cola de un litru jumate, 100 de ruble. Cartofi, o sticlă de vodka? De la 250 de ruble în sus. Am înțeles. La magazin, dar sunt care, fără accize, le găsești, nu știu, cu 50 de ruble. Am înțeles. Berea de la 40 de ruble, sticla de 0,5, cartofii 30-35 de ruble kilogramul. Și care sunt costurile de trai? Mă refer aici la noi, acum e o problemă numai în România, în Europa. Costurile de întreținere, s-a scumpit foarte mult gazul, curentul la noi, deci cine stă într-un apartament sau casă, aproape toate salariul se duce pe curent, gaz, cum este la voi? Mă, o să plătești eu... din salariul mediu. Da, absolut. Și nu trebuie să iei un credit. Absolut. Eu plătesc la casă, la curte, de 200 de metri pătrați, cu două centrale, o centrală în saună, o centrală în casă, gazul undeva la 5.000 de ruble, în perioada de iarnă, când sunt și minus 20 de grade, au fost minus 25, 28, și curentul undeva la 2.000 ceva, deci 100 de euro, cam așa. 100 de euro plătești iar și la voi iernile sunt mai grele, mai hard, ca și la noi. Păi noi pornim centrala undeva în septembrie și o oprim în mai. Cum se spune la voi, Holodna, nu? Sau cum? Holodna, da, Holodna, frig. Da, deci, da, acum înțeleg. Ok, știam și eu când am fost în 2009. O să trecem oricum, o să mai am întrebări pe tema asta, dar hai să trecem mai departe. Tu ai o afacere în Rusia, așa te știu. A fost greu la început, ai întâmpinat probleme, mă refer aici ca și un străin, deci nu erai... născut în Rusia, ai mers acolo ca și un ghilimele, un străin, ai întâmpinat probleme din sensul ăsta că nu acolo te-ai născut? Nu, absolut deloc. Din contră, rușii sunt foarte ospitalieri, poți să spui și ai văzut da. Și tu. Dacă, aici, dacă, pe canalul de YouTube, da, avem multe filmulețe în care... Da. Dacă tu vii să produci, să asiguri locuri de muncă, calitate,
sunt foarte ospitalieri și sunt gata să te ajute. Mai mult de atât, când deschizi o firmă, da, persoană fizică, da, nu contează, sau da, SRL, 3 ani de zile nu ai absolut niciun control. Absolut niciun control. Prin lege, e lege dată. 3 ani de zile nu te caută nimeni. Am înțeles. Să și te poți ridica. Angajații tăi, cum te-au primit? Nu ai simțit că angajații tăi lucrează, cum să spun, în ghilimele, la un străin? Nu, nu ai avut. Nu, nu, absolut nu. Același respect. Același respect, ba din contră, ne șicănim că, bă, tu ești din Europa și tu vrei calitate europeană. Lasă că la noi merge și așa. Da, merge cu... Da, da. Înțeles, dacă nu uităm la Lada Niva, da, care este o mașină, da, bună pentru Taiga. Ok, dar este greu să deschizi o afacere? Asta era a doua întrebare. Nu. Poți singur să angajezi un contabil, un... Am înțeles. Avocat în 2-3 zile e, ca persoană fizică, e atât. E deschis. Ok. Acum trecem puțin mai departe. Toată lumea, când mă duc în Africa sau oriunde, am avut invitat pe Ștefan din Africa. Prima întrebare a fost, cum se plătește acolo impozit? La case, la mașini, impozitul este mare? Cum se calculează? Sau cât plătești tu impozit la casă sau la mașină? Deci, aici sunt la mașini, în funcție de centimetri cubi. Am înțeles. Până într-o 100 de centimetri cubi plătești câțiva bănuți, între 100 și 150 de centimetri cubi un pic mai mult, între 150 și 200. Aici vorbim mai mult de motociclete, așa, da. Nu, de tot. Și nu numai motociclete, și de mașini. Am înțeles. Și cel mai scump e mai mult de 250 de centimetri. De 2500, vezi? Nu, de 250 de... De cai putere, de cai putere. De cai putere. Hai să, hai cai să putere, nu-i problemă. Da. Nu-i problemă, la, suntem în relație. Cu România, că sunt centimetri cubi, aici în funcție de cai putere. Uite că este foarte interesant ce a zis. Deci nu este la centimetri cubi. Totul merge la cai putere. Putere, da. Aici deci pot să am o mașină, de 5000 de centimetri cubi, exact, dar care numă 100 de cai putere. Da. Și plătești, cel mai mult plătesc la Grand Cherokee, are 245 de cai și plătesc undeva la 200 de euro pe an. Deci ăsta de acolo în jos, ai și o Lada, am înțeles. Da, mai multe mașini. Cel mai puțin plătesc, am UAZ, Hunter-ul 469 renumitul. Am Buhanca? Lada... Nu Buhanca. Nu Buhanca. A, Jeep-ul ăla, știu. Da, da, alea, Kaki. Am Lada 1200, cum erau pe vremuri. Da, am și înțeles. Și plătesc 10 euro pe an. Da. Foarte frumos. Dar aveți taxe de drum acolo, ceva, ghilimele, rubinete? Nu. Sunt doar drumurile cu plată. Autostradă, când am fost și eu din San Petersburg, în Moscova, cred că am plătit. Dar în rest poți să mergi până în Vladivostok fără să plătești și acum. Poți să mergi cu autoturismul. Pentru camioane, da, e sistemul Platon. Tu, înainte, ai transporterul ăla, aparatul ăla, pui bani pe el. Da, și la GoBox, fiecare... cum se spune la noi. Da. Deci același sistem aveți. Da. La camioane. Ok, și uite, dacă tot vorbim despre mașini, cât costă acum benzina și motorină la voi? Astăzi, uite, sunt chiar vis-a-vis de benzinărie. Benzina de 92, 46 de ruble. De 60 de cenți. Da, de 95, 50 de ruble, 51 de ruble. Și motorina 54 de ruble. Acolo, 60 deci unde, de cenți. Undeva 60 la 3 lei și un pic. 3 lei și un pic motorina, benzina este puțin mai ieftină. Interesant. Și uite, dacă tot vorbim despre prețul la combustibil și despre mașini, eu am străbătut de două ori Siberia, am fost la Vladivostok, la Oymyakon. Și când am arătat... Apropo, Vladivostok așa, nu e în Siberia. Știu, mi-a zis, am uitat. Unde este Vladivostok? Este Orientul îndepărtat, cum spun rușii, sau Estul îndepărtat. Am înțeles. Deci nu aparține de Siberia. Nu.
Bine, am străbătut toată Siberia, deci asta vă spun. Tu ai trecut prin Siberia până la Vladivostok. Da, și noi am arătat mai mult decât 50 de episoade și toată lumea s-a mirat, fiindcă aici pe YouTube noi vedem foarte multe filmulețe cu accidente care sunt filmate în Rusia și noi, sincer spun, când am mers cu Logan am văzut 2 accidente, iarna când am mers cu Duster am văzut vreo 7-8 accidente în 30.000 de kilometri. Și nu m-au crezut oamenii, domnule, dar pe YouTube sunt multe accidente. Acum spune tu, care stai acolo de 13 ani, cum se circulă în Rusia, de fapt, sunt multe accidente, te simți în siguranță, sunt agresivi șoferii? Băi, eu sunt de 13 ani, cum am mai spus, în Rusia. Am mai mult de 500-600 de mii de kilometri străbătuți în Rusia, nu am avut absolut niciun accident. Șicanări în trafic mai sunt, nu ca în România. În România mă simt mult mai agresat, să conducem mult mai puțin civilizat în România decât în Rusia. În special în orașele mari, Moscova, Sankt Petersburg, Kazan, Perm. De exemplu, Moscova are centura Moscovei cu 6 benzi. Da, știu. Dacă tu ești pe banda 6, dai semnal dreapta că vrei să părăsești centura, te lasă toți, încetine și te lasă să ieși. Asta am observat și eu, că sunt foarte amabil în trafic. Eu am crezut prima dată că noi am fost cu mașină străină și uite, sunt amabil cu străini. Nu. Mă bucur că, uite că am vorbit despre mașini, despre afaceri, dar hai să, în primul rând, și despre aventuri să vorbim puțin, fiindcă este și un canal de aventură. Și chiar sunt curios, uite, tu care stai acolo 13 ani, ai fost în Siberia. Am fost în Siberia, dar nu cu mașină, am fost cu avionul. Am fost de 2 ori în Siberia, odată la Baikal cu avionul și odată la poalele Siberiei, în orașul Perm. Da, e foarte frumos Perm, foarte frumos. Da, am fost la Perm, am cam și prieteni acolo. Acolo m-am dus cu avionul și m-am întors cu mașina. A, te-ai întors cu mașina? Da. Asta am observat și eu, de exemplu, până în Siberia am avut asfalt super bun, îți recomand și oricum noi avem un plan, vrem să mergem cu motocicleta împreună, deci sper că vom putea face cât de curând să mergem până în, nu știu, vedem, până Iacuțc, măcar. Da. Încă ceva vreau să mai adaug la întrebarea anterioară privind circulația pe drumurile publice în Rusia. Viteza de deplasare este mult mai mare, dar viteza medie obținută este mult mai mare, da, în Rusia decât în România sau în Europa. Vorbim de țările mici din Europa, nu de autostrăzi. Aici scoți între 70 și 100 de kilometri la oră, indiferent de mașină. Chiar dacă mergi tu cu 90 la oră, viteza medie va fi mult mai mare. În România, da, știți foarte bine, undeva la 50 de kilometri la oră. Asta... Zici foarte bine că noi când am mers la Vladivostok și am ocolit Sankt Petersburg, am făcut 13 zile în 10.000 de kilometri. Da, da. Am observat mai ales în, când treci de munții Ural, drumurile, cum se spune acolo, drumul federal care merge la Vladivostok, nu trece prin sate. Cred că am trecut prin vreo 5 sate. Deci foarte frumos ocolesc satele și sunt indicatoare. 3 kilometri este, nu știu, nici nu știu ce, în stânga. Deci... Chiar e făcut bine și cum am observat, drumurile cu 2 benzi sunt mai late decât la noi. Și chiar s-a întâmplat că am depășit pe cineva sau m-a depășit pe mine cineva și venea din față și au chepuit acolo ei. Sau n-au fost nicio problemă. Și uite, da, sunt mai late pentru că Rusia e mare și nu își fac probleme de spațiu. Da, și hai să și spunem că dacă, de exemplu, hai să luăm 2 orașe din Novosibirsk sau din Novosibirsk, m-am dus la Krasnoiarsk, care sunt, nu știu, 1000 de kilometri. Nu vezi poliție pe drum, că ce să caute acolo? Sunt postul de control la ieșire, la intrare și pe drum nu prea vezi radare sau nimic de genul. Sunt foarte multe camere. Da, asta am observat, da. Și un sfat pentru cetățenii străini care vor veni în Rusia. Radarele fixe nu sunt ca la noi, ca în România, cu pistolul. Nu sunt. Sunt camere care înregistrează viteza și îți trimite scrisoarea prin poștă. Acum și la noi se vor așa ceva, vedem ce va fi. Da. Pentru cetățenii străini, numerele de înmatriculare străine nu le înregistrează.
Deci nu-ți vine amendă. Da, haide să nu spună că cine merge acolo să meargă foarte tare, că... Nu. Să nu meargă tare, că e periculos. N-am primit nicio amendă. Ăsta confirm. N-am primit niciodată nicio amendă. Și eu am simțit în siguranță acolo în trafic și mă bucur că același lucru spui și tu. Dar uite cum e cu motocicleta. Recent ai devenit biker, care... Mie îmi place că sunt biker și orice motociclist. Chiar ai de gând să străbați Rusia cu motocicleta? Ai un plan așa secret? Chiar dacă nu vin eu sau nu știu cum va fi. Da, am un plan secret, dar eu cum sunt la început, am ceva temeri. Pentru că nu știu, nu cunosc motocicleta. Eu abia știu să schimb vitezele și să străbat. Eu am de gând să merg în Munții Caucaz, în Daghestan. Da, am fost și acolo, da, foarte frumos. În Daghestan, în Pamir, dar iarăși este conflictul care e. De Kirghiz, da. Da. Și bineînțeles, o am împotrivă pe soția mea. Care, nu, că e periculos. Lasă că o să vadă că un an de zile nu pățești nimic și o să fie mai, nu știu, o să spună, da, hai Răzvane, poți să mergi. Dar uite, dacă nu vrei să mergi cu motocicleta, și foarte o întrebare care și pe mine mă interesează, sincer. Ce zici de celebrul tren transiberian? Chiar este așa de spectaculos și așa de scump cum se vorbește? Poți să puțin să vorbești despre transiberian? Da. Am văzut când am mers cu mașina, am trecut pe lângă transiberian, chiar am și un filmuleț aici pe YouTube. Hai că sunt chiar curios ce spui în tu. În Rusia, calea feroviară, da, infrastructura feroviară este foarte bine pusă la punct. Am văzut. În 2000 de kilometri, niciun minut nu are întârziere trenul, ca să vă imaginați. Sunt foarte preciși. În Rusia există multe trenuri private. Nu sunt doar ale CFR-ului, cum sunt la noi. Da. Sunt trenuri private, ca și Transiberianul. Nu e un singur tren. Sunt diferite trenuri cu diferite programe. Și merge la Vladivostok. Da. Moscova-Vladivostok. Și fiecare tren are programul lui, serviciul lui în tren și costă de la 2000 de euro până la 30. Da. Până la 30 și ceva de mii de euro. 30 și ceva de mii de euro? Da. Ar putea să costă un bilet? Un bilet, da. Și sunt care merg? Probabil că dacă costă. Păi Rusia e țara tuturor posibilităților. Am înțeles. Deci și s-a făcut probabil că ai servicii de 8 stele. Da, exact. Am mers cu Lada la Moscova. Îmi place foarte mult. Am o Lada Vesta și am mers cu Lada Vesta la Moscova și m-am uitat. Hai să văd cum trăiesc moscoviții. Câte lăzi de-astea văd eu. Mai multe maibacuri am văzut decât Lada. Da, asta pot să confirm, da. Da. Și de ce? Țara tuturor posibilităților și a contrastelor. Vezi maibacul și un camaz ruginit lângă și merg în paralel. Da, mai ales că treci și de munții Ural, da. Da. Poliția nu te oprește că ai mașina ruginită sau... Nu. Și pe noi. Deci noi am mers până în Vladivostok, cred că ne-au oprit de o singură dată, când am mers noi acum de vreo 3 ori, dar din curiozitate. Dom'le, de unde sunteți? Că numărul ăsta nu cunosc, dar niciodată n-am primit nicio amendă și cel mai important și ăsta... Contra ce se crede lumea, n-am plătit niciodată nicio șpagă. Deci chiar am văzut că au niște camere de... Da. Deci nici tu chiar dacă... Deci el te registrează între timp ce vorbește cu tine, au camere de piept sau cum se spune. Au camere în mașină, au camere portabile. Da, deci niciodată, chiar a fost foarte amabil, a făcut poze cu noi, dar și cu voi așa se comportă, nu numai cu străini, cum zici. Măi, da... Sunt, corupția există peste tot, dar... În America se numește lobby. Da, diferă doar nivelul corupției. Peste tot întâlnești corupție, doar nivelul e altfel, diferit. Ok, și am o întrebare, nu știu dacă pot să răspund sau nu pot să răspund. E un zvon, rușii chiar beau așa de mult vodka în loc de apă? Sau e un mit? Nu, no, e un mit. Vodka.
E un mit, dar dacă beau vodcă, dacă ești, te întâlnești cu băutori de vodcă, ăștia beau câte două, trei sticle. Am văzut că paharul nu e așa micuț. Da. Paharul ei beau, da, 200 de mililitri, ras. Da, am încercat asta când ne-am întâlnit cu niște ingineri auto, am un filmuleț aici pe YouTube, în Siberia, și am dus pe lincă de casă de 55 de grade și ei tot așa au pus în pahare mari și s-a făcut praf că vodka este mai slăbuță, 40 de grade este și la voi, cred. Păi, că... vodka, Mendeleev, hai să spunem drept, nu a fost prost când a inventat vodka. Știți că Mendeleev a inventat vodka. El a... Uite, eu nu știam că nu sunt băutor de alcool, dar da. El a pus 40 de grade, trebuie să aibă vodka. Da, că nici nu m-am întâlnit. Bine, în Mongolia am întâlnit și vodka cu 70 de grade, de acolo făcut în iurte și amestecat cu lapte de iapă, se zice kumis. Ok, uite că am băut un ceai și tu ai pregătit acolo un ceai, care frumoasă, îmi place foarte uite, mult. Așa, când din astea veți întâlni în trenurile rusești? Am înțeles. Așa nu, să servești și în ăla cu 2000 de euro, am înțeles. Nu, în orice tren așa ceva veți găsi. Am înțeles, interesant. Eu când am fost în, și am săbătut Rusia, sincer îți spun, mâncarea rusă, deci cea rusească, nu mi-a plăcut foarte mult. Nu știu de ce. Există o mâncare tradițională? Ce recomanzi pentru cine va merge în aventură în Siberia? Ce să caute? Ce să mănânce care este mâncare tradițională și este și gustos? Pentru prima oară, cine vine în Rusia, eu zic să încerce vodka. Mâncare vodka, da, clar. Nu. Vodka și zice ceva la dinți, na zub. Zacuscă, din, da, la zacuscă, noi. Da. Zacuscă nu-i ca și da. La noi, zacuscă. Deci, da. Vodka, să iei selyotka. Selyotka e herringul marinat. Ah, cred că n-am gustat, da. Dar puteți să încercați și în România, că avem herring marinat. Așa. Cartofi fierți. Herring marinat, cartofi fierți și castraveți marinați, murați. Pe mine, Sebastian, uite, tot un român care stă în Novosibirsk, un preot, m-a învățat cum să bea vodka în Novosibirsk. A pus vodka, după aceea un bacon și un castravet murat. Da, da, da. Cum se bat tequila cu lămâie, așa, vodka, exact, a fost bun, cu bacon. Castravete murat sau varză murată? O vodka și varză murată. Foarte mult murat se mănâncă. Foarte mult murat se mănâncă la voi. Peste tot am văzut, da. Pentru că e iarna lungă. Iarna da, și 6 luni. Evident. Și la voi, în zona asta. Uite că am vorbit despre aventură, am vorbit, am mâncat, știm cât costă combustibilul, dar sincer spun și noi am zis că nu facem politică, sunt este un canal de aventură și vreau și să rămână acest canal de aventură. Nu putem evita întrebarea, cum se simt la voi acum sancțiunile impuse de vest? Măi, când au început sancțiunile... A fost greu, undeva la două luni, trei luni. Eu chiar atunci, eu personal, am simțit pe pielea mea, pentru că am dat drumul la un nou proiect aici și am întâmpinat probleme din cauza Schneider, Siemens, au încetat să mai exporte, să importăm noi aici. Dar în decurs de două, trei luni, rușii s-au pus pe picioare, au fabricat automatica și mergem pe toate autohtone. A fost și o explozie a rublei atunci, știi că am vorbit noi exact, în primele două luni. Da, atunci, două luni, trei luni și a devenit totul la normal. Ba din contră, sancțiunile impuse i-au făcut pe rus să se mobilizeze. Au plecat McDonald's, da, de la noi. Da, asta băi, am văzut și noi, la știri. Deci nu, nu-ți imaginezi cum au plecat? Eu am slăbit, mă! Da. A, deci are și un... Da, am înțeles că același gust are și au redeschis. Deci, da, exact. E aceeași locație, doar că au schimbat sigla, același gust. Se numește Vkusnaitochka. Gustos și punct. O să confirm tu că același gustare. Da. O revine, probabil că da. Hai să nu dezbatem mai mult. Dar
Am o întrebare aici. Tu ai fost afectat în primele două luni ca și om de afaceri. Omul de rând a fost afectat? Nu. Deci el n-a simțit nimic. Cel care lucrează la, nu știu, la... Nu, nu. Care lucrează la strung sau șofer, da. Nu, nu. Pentru că atunci ce eram afectați cei care depindeam de import în Rusia. Am înțeles. Și eu atunci comandasem în Uniunea Europeană niște detalii, niște piese. Am înțeles. Atunci. Și uite, chiar aici am vrut să pun a doua întrebare. Găsești produse acum care sunt supuse embargoului? Că am înțeles că piese auto vin prin Kazahstan. Da. Deci dacă să zic că Land Cruiser-ul tău, găsești piese sau... Băi, să știm că Land Cruiser-ul nu se strică. Da? Asta, da. Da. Sau Grand Cherokee. La Grand Cherokee, uite. Încă o dată repet. Nu de mult s-a defectat alternatorul. Am înțeles. Alternatorul, da? La mașină, da. L-au dat jos, au uitat, au pus ceva autohton și încă merge. Nu ne-a apărat. Mă refer aici pentru piesele de import, da, din America se găsesc, dar poate un pic mai scumpe decât înainte, pentru că vin prin a treia țară. Kazahstan, da, dar nu rămâi cu mașina la marginea drumului și domnule, poți să-l arunci? Nu. Că tot așa am văzut și eu niște filmulețe. Este un tip care stă în Rusia, real reporter, puteți să vedeți aici pe YouTube, care s-a născut în Rusia, s-a dus în vest și acum s-a dus înapoi și face niște filmulețe și am văzut și a filmat murul din Moscova, unde același haine vin și acum din Polonia prin alt ocolit și dacă alt brand. Exact. Măi, pe vremea de criză, fiecare profită cum poate. Deci un întreprinzător cumpără prin alte țări, își face stoc și vinde doar el, că alții nu au. Deci pur și simplu să trecem, să recapitulăm, ca om de rând, ca om de afaceri, nu simți afectul sancțiunilor. Deci același lucru. La fel, da. La început a fost perioada asta când acum vorbim de acum, da, euro, am înțeles. Sărise, dar acum nu, absolut nimic. Cum e cursul rublei față de 2020, de exemplu? Că eu când a fost la în Siberia, a fost că 68 de euro. Dacă 70 de euro a fost o rublă când a fost noi în 2020. 70, 70 da, a fost și 80, un pic mai mic sau la fel. Deci la fel este. Da, sau uite cu sancțiunile astea, anumite țări nu mai dau vize, da, rușilor. Și cum spuneam mai devreme, pentru că pe vremea de criză mulți pot profita. Dacă închid granițele, eu am de câștigat, că am pensiune, rușii să odihnesc la mine, nu? Asta era o întrebare. Asta am vrut să zic, n-ai simțit o scădere acolo? Din contră. Pensiune. Din contră. Okay. Am profit și mai mult. Cum e acum, uite, la noi, de exemplu, în România și în speță în toată Europa, inflația cred că a depășit 20%, nu sunt economist. La voi față de 2021-2022, începutul anului, este o inflație, dacă este cât la sută, cam cum vezi? Dacă mă uit pe prețurile din magazin, sunt cam la aceleași prețuri. Dacă ne gândim la autoturisme, da, la mașini, la, bineînțeles că s-au mărit prețurile. Oficial, undeva la 12-12,5%. Am înțeles. Și același lucru și simți, care și oficial, nu? Așa da, vezi da. Tu. Ok. Păi dacă nu-mi cumpăr mașină nouă, nu s-a schimbat nimic. Deci nu simți normal afacerea ta în pericol amenințat din cauza sancțiunilor. Am înțeles. Și uite că este un mit aici la noi și chiar zilele astea am citit, nu vreau să spun pe ce canale de știre din România, și chiar am citit, cred că și pe un site din Anglia,
că internetul în Rusia a scăzut foarte mult la viteză, fiindcă este foarte mult control asupra internetului. Tu cum ai observat? A scăzut viteza? Fii atent, bună așa întrebare. Am citit, chiar... nu vreau să spun nu, acum nu, ce nu. Site. Bună întrebare, chiar ieri am fost la pensiune, la baltă, și de ce m-am dus? Ieri m-am dus cu un specialist să le tai din viteză, să le tai macaroana, cum se spune în română, angajaților, că stăteau toată ziua pe internet și îmi consumau, nu știu, de la începutul lunii până acum, ieri a fost în 6, 15 giga au consumat. Am înțeles. Oricum, deci internetul mi se pare este foarte bine pus la punct. Eu am zis și prin vloguri, când am mers în Vladivostok, nu exista, chiar în Siberia îndepărtate, n-am avut 4G, 3G, dar în caz de ceva puteam să caut ceva pe internet. Deci mi-a plăcut foarte mult și telefonul mobil 4G, 5G chiar în Moscova a funcționat. Da, sunt bine. Sunt bine puse la punct rețelele de telefonie, în special, tu nu ai apucat, de la Moscova la Sankt Petersburg sunt vreo 600 de kilometri pe autostradă. Da. Peste tot ai 4G. Absolut peste tot. Am înțeles. Și tu ești un om de afaceri și erai călătorit cu avionul, am discutat chiar când ai aterizat sau alaltăier. Aici iarăși este un mit că avioanele de companie rusească, Aeroflot sau, mă rog, câteva luni vor pica de pe aer, că nu mai găsești piese de schimb. Tu cum simți cum zbor foarte mult? Sunt afectate companiile aeriene, s-au scumpit biletele, s-au ieftinit, sunt atâta avioane, curse interne, sunt foarte multe curse interne în Rusia. N-am simțit absolut nimic. Sunt multe Airbus-uri și Boeing-uri acolo. Da, am nu, și... Eu am zburat cu Boeing acum când am venit din Udmurtia. Absolut nimic. Nu știu, eu văd din punct de vedere ca și client, ca și pasager. Nu știu proprietarii companiilor aeriene dacă simt asta. Dar tu ca pasager, nu. Nu, absolut nimic. Ca să vă dau un exemplu, Moscova, Udmurtia, undeva la 1000 de kilometri distanță, am plătit dus întors 100 de euro cu bagaj carry-on. Nu este cam ca în Europa, cred, nu? Mai scump. Eu dacă mă duc de la satul mare până la București, este mai scump decât 100 de euro și am 600 de kilometri. Mm-hmm. Da, chiar sunt, următoarea întrebare, chiar sunt curios, tu trăiești în apropierea graniței cu Ucraina, chiar Harkovul nu este foarte departe de tine. Cum se simte la voi conflictul, totul din conflictul armat? Se simte ceva... Nu știu, merg ucrainii la voi, că cândva mi-ai trimis un filmuleț acum un an, erau multe mașini din Ucraina. Păi, ce pot să vă spun? Ucraina, Belarus, toate țările din URSS sunt frații noștri, da? Am înțeles. Foarte multe mașini. Vin și aici la mine la spălătorie. Numere de Ucraina. I-am întrebat chiar, băi, cum să uită lumea la voi? Zice, n-avem nicio treabă. Deci ăsta m-a mirat că nu vreau să pun aici acum video, că a fost un video privat și ai trimis și am rămas mirat când ai făcut numere de ucraine. Uite, ucraineanul vine la tine sau la benzinărie. Da, nu. Pentru mine a fost ceva, sincer spun, deci când ai trimis am zis, știi că am vrut să plec anul trecut, dar am venit și din cauza asta, uite, pot să vii că totul e... Deci nu simți voi absolut acolo în orașul tău, nu se simte absolut nimic. Absolut nimic. Interesant. Cred că dacă aș fi mers eu în Europa acum cu numere rusești, m-aș fi simțit mai agresat acolo decât ucrainienii aici. Chiar foarte puține. Eu am mai văzut mașini din Rusia, dar uite, de un an de zile foarte puține, văd adevăr în Europa. Da, sunt. S-au dus două fete din Moscova, prietene de ale soției mele, s-au dus până în Spania cu mașina. Absolut nimic. Și oare și ăsta fi următoarea întrebare care cred că interesează pe foarte mulți prieteni urmăritorii noștri.
tu te poți sau tu, oricine, mai ales în zona asta europeană, puteți să vă informați din surse occidentale, aveți YouTube, Netflix, Facebook, deci ai acces, au acces prietenii tăi ruși de rând la știrile occidentale sau nu știu. Da, da. Deci YouTube-ul nu e absolut și nu vorbim pe restricționat, Skype. Da. Nu e absolut deloc restricționat. Este restricționat Instagram-ul și Facebook-ul, dar cu ajutorul VPN-ului poți să intri. Deci cine vrea să se informeze, da, are acces, poate absolut, să se informeze. Absolut. Și Netflix-ul, ca să spun sincer, eu nici nu știu dacă e întrerup sau am nu. Înțeles. Nu l-am mai plătit când au fost așa Casa de Papel și gata, l-am întrerupt după ce. Am înțeles. Dar da, sunt foarte multe rusești aici. Dar un site de știri, de exemplu, tu pe Google poți să deschizi BBC-ul sau CNN-ul să citești tot, știrile. Da, 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 da. Deci ai acces. Da. Uite că chiar sunt curios și eu, te-am întrebat, fiindcă știi că pe mine mă atrage Siberia și mă simt acolo ca acasă. Se poate călători în Rusia, că am înțeles granițele terestre cu Letonia, Georgia, Finlanda, Norvegia, chiar sunt deschise. Sunt deschise din ce știu eu la situația de față, e granița cu Letonia e închisă pentru ruși. Dar eu, ca și cetățean străin, tu poți să vii. Tu poți să vii. Pentru că eu te primesc. Dar dacă cineva nu te cunoaște, oricine, da. Okay. Pentru ruși restricționase permisul, da, să intre Finlanda și Letonia, din câte știu, dar dacă tu făceai dovadă ca și cetățean rus că te duci în interes de servici pentru tratament rude sau... Da, rude îți dau voi. Doar așa să te duci, să te plimbi, nu. Ca și turism nu îți dă voi. Dacă cineva dintre urmăritorii noștri din România ar merge acum în Rusia, sincer, ar trebui să se teme de siguranța lui că merge cu o mașină de România, care o țară care face parte din NATO? Nu, absolut nimic. Absolut deloc. Absolut deloc. Înțeles. Nu neapărat de România, de orice, de mult asta, cred că septembrie sau octombrie, chiar aici lângă mine la birou, am văzut o mașină de Germania. Și m-am dus, l-am întrebat, vorbiți rusă, da, cu numere de Germania. Și l-am întrebat cum a venit, a fost agresat de cineva la VAM, absolut nimic. Venise, era cetățean rus, nu, locuia în Germania și a venit cu mașină de Germania aici, nu, absolut. De exemplu, eu am un prieten care a fost vara asta cu un Tesla în Siberia, a vrut să demonstreze că se poate merge și cu mașină electrică, a reușit, omul s-a întors prin Kazahstan și am chiar, urmăresc pe cineva pe YouTube care a mers cu motociclete anul trecut, father and son, puteți găsi pe YouTube, tata și fiu, și am mers până în Vladivostok cu motocicleta, cu numere de Portugalia sau Franța, nu mai țin minte, deci n-au întâmpinat absolut niciun fel de problemă. Deci bine că confirm că, uite, chiar contra știrilor și foarte mulți urmăritori de-a mei se pregătesc să meargă anul ăsta în Siberia și Mongolia a scos viza pentru cetățenii europeni și ca să ajungi în Mongolia obligatoriu să treci prin Rusia. Și eu chiar am sunat... Nu vă temeți absolut în siguranță. Deci... Și ăsta în paranteză spun că eu chiar am sunat la ambasadă unde am întrebat dacă pot să obțin viza și a zis că absolut în câteva zile pot să obțin, deci se liberează viză pentru cetățeni europeni. Uite, o întrebare care, dacă vrei, răspuns, dacă vrei, nu răspuns, și am zis că nu vrem să intrăm absolut în politică, tu nu te temi că vei fi mobilizat? La noi s-a auzit că iarăși va fi un... Nu, absolut deloc. Că absolut. S-a auzit la noi la știri că foarte mulți au fugit de vârsta ta, de vârsta mea, de vârsta mai oameni mai tineri. Absolut deloc. Deci dacă mă temeam, plecam de aici, da? Și cum e o vorbă din popor aici, primii, vaporul se scufundă, șoarecii, da? Pleacă.
Deci tu poți să stai acolo și nu te tem că mâine vine cineva cu un Kalashnikov și... Nu. Ok, am înțeles. Absolut deloc. Și am posibilitate să plec, nu? Dar nu. Fiindcă ai și pașaport românesc, da. Nu, da. Absolut deloc. Am înțeles. Dar nici nu tu, că ești un om de afaceri, nici oamenii lângă tine, angajații tăi, nu se tem de treaba asta. Probabil că dacă au rămas acolo, ca la firmă, la tine. Păi, dacă ne aducem aminte din ce am văzut noi din istorie, și pe timpul războiului, nu toți se duceau pe front. Sunt oameni care rămân și în oraș, da? Care repară pantofi, la bucătărie, nu știu. Mașine. La teatru lucrează, da. Da, 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 am înțeles. Și okay, chiar dacă aș fi fost chemat, mobilizat, cred că mai multă nevoie are țara de mine aici decât acolo. Acolo sunt ăștia afacere, mai tineri, da, da, exact. Și tu ești tânăr, că ți-a cumpărat motocicletă nouă. Da. Ok, eu mulțumesc. Zic că mulțumesc pentru răspunsurile. Hai puțin să trecem mai departe, că tot este un canal de aventură, la mașini, fiindcă eu sunt pasionat de mașini și tu. Pe moment, dacă tu vrei să mergi să achiziționezi un Toyota, un Ford, un Hyundai, un, nu știu, Mitsubishi, găsești în showroom-uri? Da, găsești, doar că sunt mai scumpe, cum spuneam mai devreme, sunt aduse prin alte țări. Da, dacă eu vreau să mă duc să cumpăr un Ford Ranger, un Toyota Land Cruiser sau un Hyundai Ioniq, pot să cumpăr. Găsești. Am înțeles. Acum s-au dezvoltat foarte mult fabrica de mașini autohtonă, da, de, nu de mult Moscbiciu a lansat. Bine, ăla este o mașină chinezească. Hai să... Păi stai un pic, că și la noi Dacia era franțuzească, nu? Că a luat patentul. Mai bine nu vorbim despre Dacia, da. Nu, a luat patentul aici... de la Renault, da? Da, dar bine, întrebarea asta a fost că la noi foarte multe știri apare că voi o să umblați numai cu Moscvici, cu Lada, fiindcă nu mai poți cumpăra un Toyota sau un Ford sau un Mercedes sau un BMW. Nu. Deci dacă ai banii suficient, exact. Doar că s-au scumpit, dar într-adevăr s-au scumpit. Cam cât mașinile s-au scumpit? Cum observi? Cred că 100%. De două ori. Deci acolo nu era inflație de 12,5%. Nu, exact. Cum am spus mai devreme, mulți profită, da? Pe vremea aia de criză. Când deci au scumpit firmele, normal, ca să câștige acum pe situația. Am înțeles. Exact. Am înțeles. Dar și uite că... poți să aduci tu de pe cont pe propriu și să-ți aduci mașină. Deci tu dacă vii acum în Germania, cumpăr un Mercedes, nu știu, orice model, poți să duci acolo să o matriculezi? Da, da. Ca și persoană fizică mă refer. Da, da, da. Mercedes-ul nu ai voie, mașinile de lux nu ai voie, mașini noi, până în 3 ani. Am înțeles. Deci nu ai voie nu să de duci acum, mașini. Nu de acum. De câțiva ani în urmă. Când asta nu înțeleg, stai un pic. Deci tu dacă cumperi o mașină nouă, nu poți să o matriculezi? Nu. Deci trebuie să fie mai veche decât 3 ani. Da, da. Între 3 și 5 ani. Deci asta nu este de când a început conflictul armat, înainte. Nu. Am înțeles. Așa am înțeles. Interesant. Interesant. Să plătește taxa vamală în funcție de centimetri cub. Era 3,5 € pe centimetru cub. Mașina între 3 și 5 ani. Am înțeles. Uite, în Europa și în foarte mult, mai ales în Europa de vest, acum am fost la cer cu plan în Norvegia, din 5 mașini sunt 4 mașini electrice. În Europa este clar că ăsta este viitorul, deci ăsta este super clar, chiar dacă o să comenteze mulți aici că nu, ăsta este viitorul. Ce spun rușii despre mașinile electrice? Am văzut că și Moscovici, un nou ce a făcut împreună cu chinezii, au scos cu emisie zero. Da, cum vezi? Întrebare... În primul rând, când vrei să dezvolți o afacere, să vinzi mașini electrice, trebuie să pui la punct infrastructură. Corect. Ceea ce e foarte greu în Rusia, să pui aparate distanțe mari. Distanțe foarte mari.
Din câte știm foarte bine, Tesla 400 de kilometri ai autonomie, da? Pe frig 400 vara, poate da. Că scos un 500 cu Tesla S, da. Nu, dacă mergi încet. Dacă Tesla mergi nu poți merge încet, da. 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 A avut un prieten de-al meu nu de mult, a vândut Tesla din cauza asta, nu e comod, mai ales în provincie unde locuiesc eu, da, sunt la 360 de kilometri de Moscova. Nu, în oraș la mine sunt 3-4 stații de încărcare. Vroiam să pun și eu o stație de încărcare aici, să dezvolt infrastructura, dar e cererea și oferta, nu prea e rentabil. Am înțeles, dar oamenii tocmai din cauza asta nu cumpără mașini electrice, că e infrastructura. Dar așa... În orașele mari, da, sunt populate. Da. Am văzut în Siberia, da, în orașe mari, ca Ekaterinburg, Permi, Irkutsk. Și acolo se circulă cu mașini electrice, văzut, unde chiar este iarna minus 40 de grade? Da. Când am fost eu la Irkutsk, anul trecut, parcă în ianuarie, interesant, în februarie, interesant. Am văzut omul și încărca mașina. Interesant. Eu zic că nu eu zic. Din păcate, din fericire, nu știu, nu vreau să decid eu. La noi sigur ăsta va fi viitorul și sunt și ajutoare multe de stat de achiziția. Bine, sunt încă foarte scumpe mașini electrice și cred că sunt ireal de scumpe, dar nu vreau să fiu eu să judec sau să promovez. Eu zic că ăsta va fi probabil aici în Europa viitorul. Posibil, pentru că distanțele sunt mai mici acolo. Mai aici cum te duci în Siberia? Unde să încarci? În taiga? Sunt mai populare hibridele. Da, în hibride am văzut foarte multe Toyota, da. Când am fost și mai eu. Mai populare hibridele. Da, fiindcă acolo ai o autonomie, dacă ai benzină, exact. Poți să mergi când dorești. Mai am o întrebare care când am fost eu și a pus odată un filmuleț, când ne-a depășit un camion, noi mergeam cu 110 și ne-a depășit un camion, ăsta nu știu dacă știi să răspunzi, ăsta acum m-a venit în minte, sunt limitate acolo camionele la 90 sau fiecare merge cum vrea? Da. Deci sunt legal, sunt limitate. Eu fi scos căpăstru, cum spun. Am înțeles, dar acolo, sub videoul nostru aici pe YouTube, cred că a ajuns la 100.000 de vizualizări și sunt foarte multe comentarii care spun că este limitat, unii spun că nu este limitat. Deci există o limitare Sunt limitate camioanele, da, sau eu fi limitatorul de viteză, eu fi spus. De exemplu, sunt și firme care limitează toate camioanele lor. Sunt aici două firme care aduc produse alimentare sau alcool. 70 de kilometri la oră. Când vezi firma respectivă, tu știi că are 70, mai mult nu merge. Am înțeles. Sunt foarte multe camioane americane acolo, am văzut în Siberia, cu bot, cum zicem noi. Da. Foarte multe, dar pentru că distanțele fiind foarte mari, ai dormitorul cu tine. Da, e și am înțeles că sunt și foarte fiabile, rezistă la frig, da. Ok, Răzvan, mulțumesc foarte mult că ai fost așa amabil și oricum eu pe canalul de YouTube, când am făcut și cu Ștefan din Africa, am zis că aș vrea să fac și cu tine, dacă putem, acest interviu lunar, că oricum se mai schimbă treburile, să scrieți aici în comentarii dacă doriți, puteți să puneți întrebări, că și Răzvan o să citească întrebările, o să încercăm să le răspundem. Și așa, la final, care ar fi mesajul tău pentru urmăritorii noștri aventurieri? Acum vorbim special de aventuri. Recomand Siberia, Rusia ca peisaj. Acum nu vorbim de absolut nimic, de peisaj, de oameni. Deci dacă se duce acolo, nu va regreta sau nu va regreta? Cu mare drag. Oamenii foarte ospitalieri, prețurile sunt decente, poate mult mai ieftine decât în Europa. Cu mare drag. Și să nu se teme nimeni, să nu se teamă de ceea ce vede la știri, că suntem cum suntem aici. Nu, cu mare drag. Ba din contră, dacă vă pot ajuta cu ceva, cu sfaturi sau vă pot da numărul de telefon, întâmpinați ceva probleme, vă pot ajuta cu mare drag. O să pun aici în descriere, dacă îmi permis, Facebook-ul tău.
O să pun, nu știu, tu ai acces. Nu, Facebook-ul, mai bine număr de telefon, WhatsApp. Numărul și pe WhatsApp, da. Pentru că Facebook-ul, cum spuneam mai devreme, mai e restricționat și trebuie să bag cu VPN-ul și VPN-ul mănâncă foarte tare bateria telefonului. Și mai am o întrebare bonus, care eu am sărbătorit două Rusia și nu știu dacă acolo poți să conduci dacă ai 0,0 alcool sau este zero toleranță la alcool. 0,0, absolut deloc. Mă bucur că ai distrus un mit, absolut, că toată lumea spunea că deci și acolo dacă bei o bere te prinde poliția. Nu, absolut deloc. Ești toleranță zero. Ba din contră, să fiți foarte atenți dacă, cum românul nostru e obișnuit după o călătorie acasă, da, sau la hotel unde stă, își bagă o bere sau un vinișor și dimineața se urcă la volan. Dacă simte miros de alcool, te-a halit. Uite că bine că spui. M-a oprit dimineața până la ora 9:10, fiecare mașină este oprită de miliție, de poliție. Dimineața. Da. Și foarte interesant ceea ce zici. Eu când m-a oprit în Togliatti, da, bine spun, unde s-a face Togliatti. M-a oprit, poliția și-a zis să suflu aici în nas. Deci trebuia să... Ei așa verificau alcoolul, am zâmbit, am zis că n-am băut alcool, zice, nu-i mai suflă. Și chiar înainte am mâncat ceva cu usturoi și spunea, niet alcool, știi? Deci, da, și am observat, nu știu dacă este în toată Rusia, dacă pot să răspund, în Novosibirsk, nu m-a lăsat la magazin, după ora 10 să iau alcool, exact, să iau bere și mi-a scos din coș. Fiecare, de ce cauză? Fiecare regiune are un guvernator, da? Și guvernatorul decide până la ce oră să vinde alcool sau de la ce oră dimineața. La mine în regiune până la ora 21 și după ora 10 dimineața poți cumpăra alcool. Și la restaurante nu-ți dă, la magazine. La restaurante deci, poți, non-stop, da, doar de magazine vorbim. La benzinării nu mai găsiți bere, absolut nimic, alcool nu găsiți la benzinării. Seara sau toată ziua? Deloc, nu e permis vânzarea de alcool la benzinării. Eu zic că e un lucru bun. Da, dar mai e cu alcoolul. Alte regiuni, cum e între mine și Moscova, e regiunea Tula. În weekend, de la ora 14 să vinde alcool. Am înțeles. Și respectă? Da? Păi nu au cum să dea bon fiscal. Am înțeles. Păi ce l-au scos din coș. Deci n-am știut de ce scoate. Eu, cum nu vorbesc rusa, am încercat acolo cu activity, mi-a explicat că arăta ceasul. Da, interesant. Încă o întrebare care mi-a avut, o să întrebe foarte mulți pe comentarii, cât costă un pachet de țigări? Nu sunt fumător, dar toată lumea oriunde mă duc întreabă cât costă țigările. Păi nici eu nu mai fumez de câțiva ani buni de zile. Când ai fumat? Îi mai întreb angajații mei ce țigări fumează, că miros frumos sau put sau... Și undeva la 100 de ruble, 100-130 de ruble, deci... Un euro jumate, ceva de genul ăsta. Și ăsta undeva la 6 lei, 7 lei, cam da, acolo. Astea medii, nu cele mai carpațul nostru. Ok, uite, mulțumesc încă o dată pentru interviu acordat, sper că ne vedem în curând cu și vom să bate cu motocicleta toată Siberia și Doamne ajută să ai succes în continuare în afacere și tot ce ai dorit să faci. Mulțumim și ne mai revedem aici pe YouTube. Mulțumesc! Toate bune! Pa. Dragilor, mulțumesc că ați avut răbdare și ați rămas până la final. Sper că v-a plăcut interviul meu cu Răzvan. Îmi mulțumesc din suflet încă o dată că a rupt din timpul lui prețios. Iar dacă vă place ceea ce facem aici la Neopene Adventure România, puteți să vă alăturați canalului. O să fim foarte bucuroși și mulțumim pentru super mulțumire ce ne trimiteți în continuu și dacă vă abonați pe canal vom fi și mai bucuroși pe data viitoare. La revedere!